Constanță, ce importanță are CV-ul unui candidat într-o competiție electorală? Noi cei de la Arad credem că România are nevoie de competență, de expertiză și de integritate. Și de aceea pledăm, iar eu în mod special aici în Arad, în Colegiul 1, Colegiul Deputațial, insist ca fiecare dintre contracandidați, în mod special domnul Flavius Măduță, care reprezintă USL-ul, să își scoată la înaintare arsenalul de competențe profesionale, în primul rând. Eu cred că trebuie să știm ce meserie are un candidat, ce a făcut domnia sa până la această oră când cere votul de încredere al arădenilor. În mod special am identificat în biografia domnului Măduța un portret aproape renascentist. Domnia sa este expert în silvicultură, dar vinde benzină. Domnia sa este un agronom care a condus un club de fotbal. Domnia sa este un specialist în științe politice care are o firmă de asigurări. Cu o asemenea personalitate multilateral dezvoltată, te întreb de ce USL-ul nu a reușit să impună deja Aradul ca o capitală culturală europeană. Mă tem totuși că mai degrabă acest CV contradictoriu ascunde niște adevăruri și eu personal l-am somat pe domnul Măduța să spună cetățenilor acestui oraș când a terminat școala, cu ce note a luat bacalaureatul, când anume a intrat la facultate, în ce anume s-a specializat și de asemenea l-am invitat pe domnul Măduță și cred că nu am greșit să atașeze acestui CV transparent și foarte răspicat și foarte clar, să atașeze documente. Pentru că de când Victor Ponta s-a consacrat în postura de mitoman notoriu și de plastograf, noi nu mai putem avea încredere în CV-urile acestor socialiști. E vorba totuși de prezumția de suspiciune deja, pentru că nu mai poți să te apropii de un lider al PSD-ului fără să bănuiești că ceva anume e ascuns, mascat în biografia domniei sale și deci, în mod special, domnul Măduța trebuie să iasă cu CV-ul la înaintare. Îl rog să o facă până la sfârșitul acestei campanii pentru ca arădenii să știe între cine anume au de ales, între un om cu o biografie clară sau între un om și un om cu o biografie incertă. Despre asta e vorba.